Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este primarul general al Capitalei, domnul Nicu Șordan. Mulțumim că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, suntem nu departe de anul electoral, noi alegeri pentru primăria Capitalei. N-ați ascuns intenția că vreți să candidați din nou. Pare însă că începe lupta electorală, iar un contracandidat de dumneavoastră, mai vechi, doamna Gabriela Firea, vă atacă pe pagina de Facebook în mod direct. O să-mi permit să citesc câteva dintre lucrurile pe care doamna Firea le-a spus despre dumneavoastră nu mai devreme de zilele trecute. Fapte, nu vorbe, spune doamna Firea. Asta așteaptă cetățenii de la oameni politici aleși sau numiți în funcții publice. În București nu există o dovadă mai bună pentru vorbele goale ale primarului general decât lipsa faptelor, mai spune doamna Firea. De trei ani se plânge peste tot ce situație grea a moștenit și cum face ordine în bugetul Bucureștiului. De fapt, e un dezastru în finanțele orașului, mai spune doamna Firea. Postarea e mai lungă. Vorbește doamna Firea despre datoriile, spre exemplu, despre datoriile de la Termoenergetica, care s-ar fi triplat, de trei ori mai mari sunt, spune doamna Firea, de la 135 de milioane de lei au ajuns la 427 de milioane de lei. Ați văzut postarea? Sincer, nu mai citesc de mult ce scrie doamna Firea. E o dovadă mare de populism, adică dacă vorbim doar de finanțe, am primit o... preluat o primărie cu conturile blocate, acum conturile nu sunt blocate, din potrivă a venit Fitch și ne-a dat un rating cu 4 clase peste ratingul României. Deci, ce putem să spunem mai mult? Datoriile alea nu... E normal să ai datorii. Bineînțeles că orice România are datorii, orice oraș are datorii, Bucureștiul are grad de îndatorare 7-8%, numai că datoriile alea trebuie să fie previzibile pe 7 ani, pe 10 ani, pe 25 de ani, cele care sunt de la marile bănci internaționale. Ce nu e normal este să ai datorii curente, cum le-am găsit noi, de 3 miliarde de lei, și oricare din aceia 200-300 de firme și persoane fizice care erau creditori ai noștri puteau să-ți blocheze contul în orice moment, ca dovadă că au și făcut-o vreo 15 dintre ei. Asta nu e normal. În momentul de față, noi avem o situație financiară foarte bună și cea mai bună dovadă este ratingul Fitch. Bun. Doamna Firea vă atacă pentru că vrea să candideze din nou? Nu știu, e problema domniei sale. Ce pot eu să spun este că mandatul pe care l-a avut a fost dezastruos. Și aici nu e Gabriela Firea, e tot PSD-ul, pentru că ea a avut un consiliu care i-a aprobat toate bugetele, i-a aprobat execuțiile bugetare, i-a aprobat proiectele de investiții din care n-am văzut nimic, nici început, nici terminat. Vorbește de datorie de 400 de milioane, incorrect, Termoenergetica, 400 de milioane, dar uită că a dus, în sensul cel mai propriu al termenului, a dus compania precedentă, Radet, a dus-o faliment. Deci, Radet a primit o companie, Radet, care furniza căldură bucureștenilor și în 2019 a dus această companie în faliment. Domnule primar, l-ați demis săptămâna asta pe șeful poliției locale, domnul Daniel Rășică. Înțeleg pentru că nu a gestionat situația din parcul Iore, partea retrocedată, unde în ultimele luni am văzut multiple incendii. Puteți să ne spuneți de ce l-ați demis și ce s-a întâmplat acolo? Bun, sunt două probleme diferite. Una este parcul Iore, această problemă cu parcul Iore, și cealaltă problemă este cu poliția locală. La poliția locală nu a existat... Noi nu simțim că avem o poliție locală la municipiul București, în București. În afară de faptul că sunt niște polițiști locali care patrulează prin parcuri și așa... Deci nu are legătură cu Ioreul, decizia de a-l schimba din funcție? Eu vreau să fac o imagine generală a poliției locale. Nu vedem polițiști locali pe străzi, cum ar fi normal să vedem, deci în chestiunea asta de ordine publică nu îi simțim. Există multe probleme pe control, la construcții, la
mediu, și aici este chestiunea cu IOR, la taximetrie, parte din partea de comercială, și atunci e nevoie de un suflu nou la poliția locală. Dacă vorbim de parcul Iore, aici sunt două probleme. Una este cu retrocedarea care s-a făcut în 2005 și am promis că o să fac o amplă analiză. Am contractat o firmă de avocatură. Analiza este gata și o să vedeți în zilele următoare, după ce o să am o întâlnire cu organizațiile de mediu, o să aveți declarația finală pe chestiunea retrocedării în 2005. În linii mari despre ce e vorba? Asta bănesc că ne puteți spune. În linii mari e întrebarea dacă retrocedarea din 2005 s-a făcut sau nu s-a făcut corect. Și sigur, o să aveți un răspuns pe aceste lucruri. Există totuși o decizie definitivă a instanței, înțelegem, pentru acea retrocedare. Există două decizii definitive ale instanței. Una din 2007-2008 și una din 2022. Acolo, aceste decizii care, din păcate, sunt opozabile pentru municipiul București, pentru primarul municipiului București, acolo a fost și din partea primarului sectorului 3 și din partea primarului municipiului București, când putea să facă ceva în anii 2014-2015, o apărare defectuoasă. Mai departe, există niște căi legale la care ne-am gândit după o analiză care a durat 4-5 luni de când am început-o, încă din inclusiv istoricul acelei proprietăți. Și mai este chestiunea de cum să sancționez faptele care s-au întâmplat acolo. E adevărat, pe un teren care în momentul ăsta are statut de teren privat, dar există o legislație de mediu care îți permite un anumit tip de sancțiuni. Aș reveni la poliția locală. Sunt de acord că în multe zone în București pare că avem un sat fără câini, pentru că, într-adevăr, poliția este absentă. Spuneți că unul dintre motivele pentru care l-ați demis pe domnul Daniel Rășică este că a fost practic inexistentă poliția locală în perioada asta pe străzile din București. Spuneți-mi, ce mandat îi dați noului șef al poliției locale și ce se va schimba odată cu această mutare pe care ați făcut-o? Bun. În primul rând că se poate pune și întrebarea de ce vine schimbarea asta la 3 ani de mandat și nu vine după o jumătate de an sau un an de mandat. Pentru că trebuie să te gândești și la pasul următor. Deci pasul următor este și cum o să fie organigrama, adică cât de mulți oameni o să fie în teren și cât de mulți oameni o să rămână în așa numitul TESA și structura fiecăruia dintre compartimente și toți acești pași următori sunt pregătiți. Adică deci, practic, se va schimba în gol. Instituția, da, cu totul, nu doar șeful instituției se schimbă. Exact. Și cum va arăta atunci poliția locală în București? O să avem aproximativ 200 de oameni care vor fi agenți de teren. Acum sunt? Acum sunt cam vreo 130, cam așa. Și asta e partea de ordine publică și o să avem aceste servicii de control care nu funcționează așa cum trebuie să funcționeze, vor funcționa. Disciplina în construcții, mediu, taximetrie, agenții economici. Care sunt zonele cele mai vulnerabile din punctul dumneavoastră de vedere în momentul ăsta în București, unde ar trebui să fie poliție locală și nu este? Deci, eu vreau să spun și lucruri bune despre orașul ăsta. Bucureștiul este un oraș sigur. Da, adică am văzut, citim știri ce se întâmplă în Suedia, ce se întâmplă la Rotterdam. Da, dar nu puteți nega că există o anumită agresivitate pe care o poate observa orice turist care ajunge în București. Și vorbim, în primul rând, de agresivitatea în trafic, apoi agresivitatea taximetriștilor care te iau pe sus cum ai coborât din tren sau cum ai ajuns la aeroport. Cerșetoria în mijloacele de transport sau în centrul Bucureștiului. Da, aici, ca să vă dau doar câteva exemple. Da. Aici, din păcate, pe cerșetorie nu putem să facem mare lucru așa cum este legislația din România. Adică
nu poți decât să sancționezi contravențional, asta este atribuția pe care poliția locală o are, să sancționezi contravențional la nesfârșit aceeași persoană. Nu poți să iei o persoană care evident, și noi avem pentru fiecare dintre ei, avem posibilitatea să-i ducem în centrele noastre sociale unde nu vor să stea. Da? Și atunci nu ai dreptul legal să-l iei, să-l muți în altă parte din București. Deci pe ordinea publică eu cred că chestiunile care îi deranjează pe București sunt graffiti, fenomenul de graffiti. Nu, peste tot în orașul ăsta vezi clădiri și alte obiecte publice care sunt mâzgălite și fenomenul de care nu e la noi, dar pe care putem și noi să contribuim prin prevenție de curățenie în anumite zone. Asta cred că deranjează cel mai mult din punct de vedere al ordinii publice bucureștean. Bun, pentru că am amintit de cercetătorii din centrul Bucureștiului, nu pot să nu vă semnalez că de luni de zile în Piața Unirii este un șantier în mișcare. Mizerie, se pun dale, se ridică dale, am trecut mai devreme pe acolo, este un haos în inima Bucureștiului. Ce se întâmplă acolo? Bun, acolo noi am făcut o lucrare provizorie în fața magazinului, în urmă cam cu un an și jumătate sau un an. După care a venit primarul sectorului 3 și a scos ce am pus noi și a pus dalele acelea. Nu puteți să vă înțelegeți să se termine odată coșmarul ăsta pentru bucureșteni? Acum, în sfârșit, o să facem o lucrare definitivă de jur pe jurul Pieței Unirii. Primăria Generală? Primăria Generală prin administrația străzilor. Da. Înțeleg că vrea și primarul sectorului 3 să lucreze acolo. Păi, trebuie să lucrăm acolo unde fiecare dintre noi avem administrarea. Dumnealui nu are administrarea într-o societate funcțională, cu instituții funcționale, genul ăsta de abordări, să te duci să construiești unde tu nu ai administrare, a fost de mult pedepsit. Domnule primar, o să vă invit să vedem împreună și noi și telespectatorii niște declarații făcute de colegul dumneavoastră de la sectorul 3, primarul Negoiță, care vă atacă în mod direct. Sigur, am văzut cu toții la un moment dat, recent, acea poveste cu pune palmierul, scoate palmierul, tot la Piața Unirii, că pare un câmp de război edilitar cu palmieri în centru. Haideți să vedem declarația domnului Negoiță. Noi ne-am străduit foarte mult să nu facem gălăgie, să-l trezim pe primarul general, care a dormit până acum în ghete. Real. Dânsul nici n-are nicio idee că până acum noi am făcut treaba pe o grămadă de domenii. La Unirii am sesizat Primăria Generală ani de zile, câți? Mulți! Avem sesizări pe-a încurașa oameni care și-au rupt mâinile, picioarele, care au ajuns în spital din cauza acelui pavaj dezastru. Și Primăria Generală nu făcea nimic. Și am zis, bă, ok, lăsăm să doarmă primar general, liniște, las că-l facem, lăsa trezit, iată-l, și nu e de acord că prea ieșea frumos. Este declarația domnului Robert Negoiță legat de ce se întâmplă la Unirii, poziția dânsului, spune că a făcut sesizări către Primăria Capitalei. Vă invit să procedăm în felul următor. O să luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem, vă invit să îi răspundeți domnului primar Negoiță. Rămâneți alături de noi. Întors în fața ta. Continuă. Primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, este invitatul zilei de astăzi. Înainte de pauză, domnule primar, ne-am uitat la o declarație făcută de colegul dumneavoastră, primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Spunea că a trimis de ani de zile sesizări către Primăria Generală a Capitalei că își rup oamenii picioarele în pavajul de la Unirii. Și pentru că primăria n-a făcut nimic, s-ar fi dus dânsul și s-a apucat de treabă. Înainte de chestiunea asta am avut un dialog relativ cu o anumită periodicitate cu domnul primar de sector, așa cum am cu ceilalți primari de sector. După cum știți, conform codului administrativ, municipiul București are întreaga proprietate a
publică a municipiului București și orice face un primar de sector, un sector trebuie să obțină aprobarea de la primăria sectorului, de la Consiliul General, prin niște acte pe care le înaintează primarul general. Ceea ce am făcut de sute de ori pentru toți primarii de sector. Adică orice au avut de făcut, au venit la noi și dacă actele erau în regulă, le-am dus la, deci, de zeci de ori pentru fiecare din primarii de sector. Niciodată n-am întârziat nimic de la un primar de sector. De asemenea, când noi nu am avut bani, ceea ce am discutat la începutul acestei emisiuni, când noi n-am avut bani și a venit un primar de sector la noi și a spus, vrem noi să facem lucrarea aia, spuneți-ne, vreți voi să o faceți sau o facem noi, am dat inclusiv sectorului 3, unul din poduri de care sunt pe ieșirea către Constanța, a venit cu actele în regulă, aprobate de Consiliul Local Sector 3. Eu am pus pe ordinea de zi a Consiliului General și Consiliul General a aprobat trecerea acelei, în administrarea acelei suprafețe de teren care era a municipiului București, pentru ca primarul sectorului 3, pe banii sectorului 3, să facă acel pod. De asemenea, sectoarele 3 și 4 au venit să facă strada Iuliu Hațiganu să o lărgească pentru că erau necesitate de trafic. Am aprobat asta. Pentru Unirea n-a venit niciodată. Pur și simplu ne-am trezit într-o... m-a sesizat poliția locală, care a și făcut lucru în intervalul ăsta. M-a sesizat să-mi spună că au venit niște muncitori la... în fața magazinului Unirii, care pun dale roșu, roz cu negru sau roșu cu negru, cum sunt în tot sectorul 3, fără nicio autorizație, fără nicio cerere, fără absolut nimic. Adevărul e că dalele acolo erau și sparte. Adică da, puteați să schimbați dalele înainte să vină domnul Negoiță să le... Da, așa schimbe este. El. Este o situație generalizată pentru București. Deci eu am în momentul sfârșit de 2020, când am preluat mandatul de primar, vă aduc aminte că nicio stradă nu avea marcaj rutier. Da? În regulă. Și știți foarte ce... multe locuri din București aveau trotuare sparte. Uitați, știți ce nu înțeleg eu? Piața Unirii va intra într-o reabilitare totală, pentru că se schimbă în subteran cu cursul Dâmboviței. Este lucrarea aia de care ne-ați povestit la un moment dat și care este făcută, nu știu dacă de dumneavoastră sau de primăria sectorului 4. De primăria sectorului 4 a făcut și o expertiză, adică e în curs de a face o expertiză, și dar trebuie să avem un dialog, pentru că ei trebuie să facă de desubt, sau și-au asumat, Consiliul General la fel le-a dat să facă de desubt. Lucrarea asta când începe? Nu mai devreme de un an din momentul ăsta. Păi și noi atunci, trebuie să facem deasupra... Și atunci de ce o reabilitați acum ca să o spargeți peste un an? Este o necesitate și nu este evident că se va lucra la trotuare. Deci în momentul de față lucrurile sunt absolut deschise. Deci acolo sunt trei lucruri. Unu, este necesitatea de a consolida planșeul. Da. Și aici există două soluții. Și pe care și teoretic și practic. Asta o să ne spună inginerii care vor finaliza studiul de fezabilitate și expertiza. O soluție este să spargi tot, adică pe lângă traseul Dâmboviței, să spargi tot la suprafață. Deci, practic, va fi un șantier deschis. Și va fi un șantier deschis și există o posibilitate și teoretic și practic ca aceste consolidări să se facă de sus în jos, să nu se afecteze suprafața. Asta este un lucru. În al doilea rând, acolo există o gâtuire și de asta e absolut esențial ca la discuții să fie Apele Române, care se ocupă de cursul Dâmboviței. Acolo este o gâtuire dată de numeroasele intervenții din Piața Unirii. Uh-huh. Și există niște normative pentru cursuri de apă în ipoteza unor inundații. Deci Apele Române trebuie să aibă propriul lor proiect pentru scurgerea apei de-a lungul prin Piața Unirii. Și pe de altă parte, noi avem un studiu de fezabilitate pentru prelungirea liniilor de tramvai, cele care ajung la Sfântul Gheorghe și cele care ajung la Mitropolie, astfel încât să facem liniile... Deci tramvaiul va trece prin Piața Unirii. Să ne spună un studiu de fezabilitate, așa cum intuiesc eu, fără să am competențe. Cea mai bună soluție este, acolo este un dreptunghi, cea mai bună soluție este să meargă pe cele două laturi ale dreptunghiului, unde și este în momentul de față bandă pentru autobuz. Bun, și mai este un proiect, nu știu dacă îi dați drumul acum sau e un proiect pentru viitor, cu malul Dâmboviței din Piața Unirii spre Piața Izvor. Da.
Acela este, în sfârșit avem toate avizele, după un an și jumătate, avem toate avizele. Cum va arăta proiectul ăsta? Pentru că cred că discutăm de 20 de ani de reamenajarea Dâmboviței. Ce am spus mai devreme este că există niște restricții foarte severe care vin de la Apele Române și care spun în esență că pe tot cursul Dâmboviței din interiorul Bucureștiului nu avem voie să ne atingem de cuvă. Da? Deci, inițial, și o să vă povestesc. Deci, proiectul acesta este o extindere a trotuarului cu niște, în fine, cu o formă de suport. Practic o să fie un trotuar care va merge 3 metri și pe o parte și pe alta, se va extinde deasupra apei. Va fi și un trotuar de lemn? Va fi un trotuar de beton sau metalic. Metalic acoperit cu o fâșie de asfalt. Deci va fi pietonal pe acolo. Și va fi pietonal și bicicletă. Va fi o promenadă, practic. Da. Deci avem un metru deja trotuarul. Acum o să avem 4 metri de pieton și bicicliști de-a lungul Dâmboviței de la Unirii până la izvor. Dar asta nu interferează cu lucrarea care se va face în Piața Unirii. Și asta când începe lucrarea asta? Foarte curând o să ieșim, în sfârșit avem avizele. Mai sunt niște chestiuni la proiectul tehnic care este puțin mai complicat conform legii decât cel care este pentru obținerea autorizației de construire. Deci e o chestiune de una, două luni până când o să ieșim în achiziție publică cu el. Și o să fie și podul la așa numitul pod al calicilor care va traversa lângă curtea de apel. Domnule primar, în cei aproape patru ani de mandat pe care îi aveți, că se termină mandatul ăsta în curând, cum vi se pare că v-ați ținut de promisiunile pe care le făceați în campania electorală în legătură cu rezolvarea unei probleme ce apasă Bucureștiul, și anume traficul gâtuit, în creștere, trafic care generează fantastic de multă poluare. Bun. Dacă ești pe stradă, nu pare că s-a schimbat ceva fundamental. Da. Bun. Primul lucru pe care de obicei nu-l vorbim când vorbim de trafic este de unde vine traficul. Și răspunsul este că, și la asta trebuie insist să vorbim de fiecare dată, pentru că dacă nu rezolvăm problema asta, e ca și cum am căra apă cosită. Adică traficul din București vine în mare parte din dezvoltarea urbană total haotică pe care orașul ăsta a avut. Adică sunt zeci de complexe imobiliare de o anumită dimensiune, unde sunt mii de oameni, unde sunt mii de copii și care nu au o școală sau o grădiniță. Și de asta noi vedem că avem un trafic mai bun între iunie și septembrie, da? Când copiii nu sunt la școală, și avem un trafic infernal când copiii revin la școală. De ce? Pentru că fiecare din părinții care au copii sub o anumită vârstă, dimineața se urcă în mașină și se duc cu copilul să-l ducă la școală. Deci ăsta este un lucru pe care noi am reușit în sfârșit, cu mult efort și fără niciun ajutor de la instituțiile statului, Inspectoratul de Stat în Construcții și prefectul, să-l stopăm într-o oarecare măsură. Și am început să lucrăm despre cum să dezvoltăm coerent acest oraș. Și inclusiv planul urbanistic general cu care o să venim într-o primă variantă, sper eu, la sfârșitul acestui an, va rezolva multe din lucrurile care sunt la baza traficului. Acum, ca să corectăm ce s-a stricat în așa de mulți ani, cel puțin 20 de ani s-a mers într-o direcție greșită, singura soluție este să încurajezi oamenii să meargă către transportul comun. Și bineînțeles, celelalte lucruri, acele ieșiri către autostrada de centură, care ne va ajuta foarte mult, semaforizarea inteligentă, și pe transportul comun, și încă un lucru, să taxăm parcarea în centru, cum am început să o facem, și sunt bucuros că oamenii înțeleg asta. Pe transportul public avem cele 100 de tramvaie, din care au venit până în momentul ăsta 55, și ele se simt, da? O să avem 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze, avem externalizarea curățeniei și singurul indicator care contează, avem 25% mai mulți bucureșteni care plătesc bilete și abonamente. Deci, strategia noastră de a
neconcentrat pe transportul public, a făcut bucureștenii să se mute în transportul public cu 25%. Asta cred că este important. Nu puteți face o ofertă către companiile care au mii de angajați în anumite zone ale Bucureștiului, să le dați o facilitate astfel încât angajații să folosească transportul public și să nu mai meargă cu mașina la serviciu? Nu este, cred că a spus cineva asta, că un oraș funcțional este, nu e orașul în care oamenii săraci să vrea să meargă cu mașina, ci orașul în care oamenii bogați să vrea să meargă cu transportul public. Nu, ce am făcut noi a fost să, unul, să avem bilete comune cu metroul și care să fie, cum să zic, mai bune decât să ții un abonament pe transport de suprafață și transport cu metrou, să avem abonamente foarte avantajoase și eu cred că asta e suficient. Am îmbunătățit condițiile de transport, adică e mai curat, nu suntem departe de unde trebuie să fim, dar e mai curat. Am îmbunătățit plecările de la cap de linie, am îmbunătățit mijloacele acestea soft, cum este aplicația Google Maps, care îți spune ce să schimbi ca să ajungi mai repede, inclusiv cu transportul public. Mai avem restanțe mari la liniile unice pe care să fie dedicate transportului public. În momentul în care o să facem acum liniile astea, o să modernizăm linia de tramvai, 50 de kilometri, pe acești 50 de kilometri autobuzele vor circula împreună cu tramvaile. Și vă întreb când începeți lucrarea, pentru că 50 de kilometri, asta înseamnă că Bucureștiul va fi un imens șantier. Am scos în achiziție publică în urmă cu vreo 6 luni cei 50 de kilometri, s-au depus oferte pentru 30. Pentru acești 30 o să semnăm contractele, am și semnat câteva dintre ele, deci o să-i semnăm acum într-o săptămână, două, și contractul prevede 6 luni proiectare și 12 luni execuție. Deci cumva în primăvara anului viitor vor începe mari lucrări la liniile de tramvai. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Am întors în fața ta continuă. Primarul general al Capitalei, Nicuși Ordan, este invitatul zilei de astăzi. Codul urbanismului, domnule primar, ar trebui să se dezbată, odată reluată în această toamnă sesiunea parlamentară, ar trebui să se dezbată. Acolo mizele sunt mari. Dumneavoastră, la un moment dat, spuneați așa, că e un atac concertat, susținut financiar de investitorii care toarnă beton pe spațiile verzi. Asta e ce a spus dumneavoastră. Da, și mențin. Adică demersul de cod al urbanismului este ceva foarte, foarte bun. Și Comisia Europeană ne-a presat să facem lucrul ăsta. E cumva similar cu ce s-a întâmplat înainte să avem cod fiscal. Aveam nesfârșite pentru cine e în zona privată, erau nesfârșite reglementări și a venit codul fiscal și le-a pus pe toate împreună. Așa este și în urbanism în momentul de față. Există legi, normative, fel de fel de reglementări și care toate sunt puse împreună în codul urbanismului și asta e un lucru foarte bun. Problema este că prin presiuni din diverse locuri s-au strecurat niște șopârle în acest cod al urbanismului. Cea mai gravă dintre ele, în opinia mea, este cea care spune că dacă ți se anulează un plan urbanistic zonal și tu ai apucat să-ți iei autorizația de construire, nimeni nu mai poate să-ți atace autorizația de construire, ceea ce este, în opinia mea, profund neconstituțional. Adică nu o autorizație care a apucat să se dea în baza unui act nelegal să continue să existe. Și pe spațiile verzi, într-adevăr, există, nu știu dacă din greșeală sau din anumite influențe, există niște... Noi avem o legislație care este dură pe spații verzi. E de discutat cum se aplică sau nu, dar este o legislație corectă și atunci sunt niște prevederi care pot să ducă la interpretarea că nu mai există spații verzi private. Și asta este foarte, 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 foarte rău. Adică noi în București
Avem și spațiile verzi între blocuri și anumite terenuri retrocedate în parcuri, cum este terenul de care am vorbit în parcul Iore, care au regim de spațiu verde privat. Adică oamenii care le-au cumpărat, le-au cumpărat după 2000 știind că ele sunt spații verzi. Și acum, prin dispariția noțiunii de spațiu verde privat, autoritatea publică este pusă în situația fie să dea autorizație de construire blocuri între blocuri, fie să spună, fie să exproprieze, ceea ce pentru București înseamnă o sumă, am estimat-o, nu știu, 5-7 miliarde de euro, pe care evident că nu îi avem în momentul ăsta. Domnule primar, vă invit să trecem puțin și la o discuție despre politică. Vin alegerile și avem așa, în momentul de față, chiar o să vă invit să-l vedem, avem PSD prin vocea domnului Ciolacu, care anunță că, teoretic, tot doamna Gabriela Firea rămâne candidatul PSD. Haideți să vedem declarația domnului Ciolacu. Există o decizie în acest moment și ea n-a fost schimbată, că doamna Gabriela Firea este candidatul Partidului Social Democrat la primăria Capitalei. N-am luat altă decizie. Știm cu toții și vă spun fără nicio reținere. Ministrul Gabriela Firea n-are nicio vină a zilele groase. Știm cu toții acest negociați adevăr. Ca susținerea să fie și din partea PNL? Știm cu toții acest adevăr. Cine va fi, dacă va rămâne doamna Gabriela Firea sau nu, este cu tot o altă discuție care ține în primul și în primul rând de doamna Gabriela Firea și de decizia domniei sale. Așadar, dumneavoastră veți candida. Doamna Gabriela Firea teoretic va candida, iarăși teoretic, susținută de Partidul Social Democrat. Pe dumneavoastră cine vă va susține? Încercați să negociați? Bun. Cred că numele de... Bun, e un lucru de spus. În primul rând că mandatul Gabrielei Firea a fost dezastros. Adică a dus primăria în faliment, Radetul în faliment, STB-ul aproape în faliment. N-a început marile lucrări de care orașul are nevoie, cum ar fi liniile de tramvai, termoficarea. N-a început nimic din toate astea și a făcut o poleială așa. Sigur, știți, v-am citit mai devreme, doamna Firea vă acuză de lucruri similare. Sigur, da, probabil că sunt și oameni care o cred. Dar ce spune domnul Ciolacu este corect. Adică suntem într-o perioadă, un an înaintea alegerilor, e și un an în care sunt mai multe runde de alegeri și e firesc, legitim ca fiecare partid să-și facă propriile calcule, să-și facă propriile sondaje, să studieze diferite posibilități. Nu o să poată să vă spună niciodată altceva decât a spus în emisiunea asta. Ce e interesant, ce e esențial în opinia mea însă, este dacă noi, cei care suntem și am fost votați de bucureștenii care doresc o guvernare de dreapta, vom avea un candidat unic sau nu vom avea. Avem experiența din 2016 când nu am avut și a câștigat PSD-ul și am avut 2016-2020 dezastruos și avem experiența din 2020 când cu foarte, foarte multe eforturi s-a făcut o înțelegere a partidelor de dreapta care au reușit să aducă la primăria generală să aibă o majoritate în Consiliul General și câțiva primari de sector de dreapta. Eu cred că astea sunt cele două alternative pentru care, între care noi avem de ales și eu sper să existe înțelepciunea, să existe un candidat. Ați început negocieri cu cei din PNL pentru a vă susține candidatura? Și aici sunt două lucruri. Unul, administrativ am colaborat foarte bine cu PNL-ul, așa cum am colaborat foarte bine cu USR-ul și cu PMP-ul în tot acest mandat. Am avut o ședință de Consiliu General zilele trecute, a ieșit foarte bine, așa cum au fost toate cele 50-60 câte au fost de la începutul mandatului. Din punct de vedere politic, ce am spus despre PSD e valabil și despre PNL. Adică e prea devreme pentru ei să facă o înțelegere politică pentru anul electoral următor. Eu cred că toate aceste decizii se vor lua la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Toată lumea vorbește în această perioadă însă de alt subiect, despre reforma fiscală, despre creșterea taxelor. Statul încearcă să arate că reduce și el cheltuielile, administrațiile publice.
încearcă să se restrângă, nu știu dacă reușesc. În final, întrebarea mea este cu câți oameni lucrați la primărie și în instituțiile subordonate și care ar fi numărul ideal de oameni cu care poate administrația Bucureștiului să funcționeze? Da, o să vă, înainte să vă răspund explicit la întrebare, o să vă dau un răspuns generic despre aceste două chestiuni. În primul rând, cred că nu e bine că se măresc taxele. Adică eu cred că statul poate să taie din alte locuri și chiar de la investiții publice, poate chiar să amâne niște investiții publice care în mod clar sunt necesare, decât să împovăreze și mai mult mediul de afaceri. Asta este opinia mea ca om de dreapta. În ceea ce privește reforma din administrația publică, ea este necesară și noi am făcut-o, adică noi am desființat 15 companii municipale și am scos din... Adevărul că avea și multe, adică avea și de unde să reduceți. Da, am scos din administrația publică vreo 4.000 de oameni în acest interval. I-ați scos că au plecat la privat sau nu, i-ați scos și i-ați băgat în alte structuri ale primăriei? Nu, au plecat cu totul din structurile primăriei pentru că companiile în care ei lucrau s-au desfințat sau pentru cum este STB-ul, pentru că numărul de angajați ai STB-ului a scăzut de la peste 11.000 la sub 10.000. Deci administrația Bucureștiului are cu 4.000 de oameni mai puțin decât avea când ați venit în funcție? Da. Și e varianta finală sau mai puteți... Nu, bineînțeles că restrânge este un proces în curs. Chiar am anunțat că și am pus în dezbatere publică închiderea a șapte instituții care sunt mai mici și un proces care continuă. Brev, câți oameni sunt și cu câți puteți funcționa? Imediat. Cred însă că trebuie lăsată o marjă de apreciere a autorității despre unde să taie. Uh-huh. Adică, și mai spun ceva care poate nu e pe placul unor oameni care ne ascultă. În administrația publică din România, în opinia mea, salariile sunt mai mari decât în privat pe zona de execuție și sunt mai mici decât în privat și uneori mult mai mici decât în privat pe zona de conducere. Tu, municipiul București, care ai un buget de investiții, să zicem, de 100 de milioane de euro, ar trebui să poți să plătești un director de investiții cu o sumă comparabilă cu cea din privat. Și, din păcate, nu poți să o faci. Și pentru a motiva niște oameni care să aibă un salariu cât de cât decent la o scară de mijloc, era modalitatea de a avea niște șefi de serviciu care să aibă mai puțin oameni în subordine, tocmai pentru a putea să-i aduci din privat. Și asta dispare, adică trebuie să ai niște servicii care sunt mai mari. Domnule Nicușordan, suntem spre finalul discuției noastre de astăzi și e o nouă parte a discuției pe care am introdus-o și anume chestionarul în fața ta. O să te rog, Florin, pe tine să continui. Da, sunt 10 întrebări scurte și v-aș ruga să dați un răspuns la fel de scurt. Întrebarea numărul 1. Cel mai bun primar al capitalei a fost? Probabil Pache Protopopescu. Mă gândeam eu că vă duceți atât de departe. Întrebarea numărul 2. Cel mai prost primar al capitalei a fost? Mi-e greu să spun. Poate între Soin Oprescu și Gabriela Firea. Întrebarea numărul 3. Cel mai bun lucru pe care l-am făcut de când sunt primar este? Cred că răspunsul este ne-am uitat în mod corect și asumat la marile probleme ale orașului. Întrebarea numărul 4. Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o de când sunt primar este? În ordinea de priorități. Am făcut multe greșeli. Cea mai mare pe care ați făcut-o? Da, de exemplu, am vrut să pun în ordine juridic înainte să dau drumul la niște investiții. Întrebarea numărul 5. Cu ce v-a ajutat matematica în activitatea de primar? Matematica te structurează
te ajută să ai o abordare sistematică, structurată pentru situații complexe pe care le ai de rezolvat și administrația publică și în special într-un oraș mare ca București, astfel de probleme complexe. Întrebarea numărul 6. Bucureștenii vor înțelege de ce. Preferați dușurile reci sau dușurile calde? Dușurile calde. Întrebarea numărul 7. Ca ardelean, spuneți-mi un lucru care nu vă place la bucureșteni. Eu prefer să facem, să începem lucrurile de la bază, chiar dacă asta ia puțin mai mult timp, dar știm că este trainic. Aici cumva de multe ori suntem tentați, că acum și eu sunt bucureștean de vreo 30 de ani, suntem tentați să începem cu acoperișul nocturn, să începem cu fundamentul. Întrebarea numărul 8. Dacă ați putea să alegeți între a fi primarul Bucureștiului și primarul Parisului, ce ați alege? Am ales deja. Sunt primarul Bucureștiului și am ales să trăiesc în România pentru că eu cred că e foarte important. Noi suntem, nu suntem o persoană care se urcă în avion și circulă de aici colo. Noi suntem condiționați. Răspunsurile noastre despre moarte, despre viață, despre chestiuni sunt deja în noi, prin limbă, formate de alții dinaintea noastră. Întrebarea numărul 9. Cum faceți când vă enervați? De multe ori reușesc să camuflez asta. Și cred că ajută în politică. Faceți urât? De foarte puține ori. Cred că ajută în politică să gândești pasul 2 și pasul 3. Și întrebarea numărul 10, de fapt, este o rugăminte. Spuneți-mi un banc. Oh, deodată așa... Cred că l-am mai spus o dată, bancul cu greierele și furnica, o parodie după La Fontaine. Greierele la furnică, hai te rog, dăm nu știu ce. Nu, ține-te de treaba ta, știi? Uite, o să ies din asta, uite, am un concert la Bârlad. Nu, ține-te de treaba ta. Peste un an revine și spune, uite, ajută-mă acum că am un concert la Iași. Nu, apucă, ține-te de treaba ta. După încă un an vine, uite, ajută-mă, te rog, doar să trec peste perioada asta. Știi, am progresat cu chitara, am un concert la București. Eu ți-am spus de mai multe ori să te ții de treaba ta. Peste încă un an, știi, o să mă duc, am un concert la Paris. Ai spus la Paris? Da, la Paris. Ascultă, dacă întâlnești acolo pe unul la Fontaine, nu e că-l bag în... Eu în banc, să știți că sunt nevoit de reglementările CNA să vă atrag atenția, domnule primar, asupra limbajului. Luăm însă o pauză, ne întoarcem. Am întors, primarul general al capitalei Nicușor Dan, invitat în zilei de astăzi, încă încercam să ne revenim din repriza de râs de după bancul pe care l-a spus la finalul chestionarului în fața ta. Domnule primar, este o miză crucială pentru dumneavoastră să mai câștigați un nou mandat sau sunteți împăcat și cu gândul că s-ar putea să nu îl câștigați? Nu, eu am o meserie pe care chiar am fost onorat să fiu invitat la deschiderea anului universitar la Facultatea de Matematică pe care am absolvit-o acum 30 de ani. Eu am o meserie care îmi place și pe care oricând o fac cu mare plăcere și pe care pot să fac și în București, la Paris și oriunde. Deci, dar eu cred că orașul ăsta are niște probleme de dezvoltare urbană, de rezolvarea problemelor de infrastructură, de rezolvarea problemelor de apă caldă și termie și muncesc de mult în direcția asta și de asta, ăsta e motivul pentru care nu cred că există o persoană dintre cei care vor să facă asta, care să fie mai bună pentru mine decât mine pentru chestiunea asta și de asta ăsta e motivul pentru care vreau să mai am un mandat și în plus să termin ce am început. Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc Florin, doamnelor, domnilor, ne revedem, numai bine!